Lipsa de interes, motivația școlară scăzută, oboseala, anxietatea, pasivitatea, presiunea grupului, dar și sărăcia, indiferența sau neglijența părinților sunt doar câteva cauze care, potrivit specialiștilor, îi fac pe elevi să nu mai meargă la școală. În prima fază, absenteismul se manifestă prin absențe sporadice, generic cunoscut CHIUL, ca mai apoi fenomenul să se intensifice. Dacă în urmă cu mai mulți ani absenteismul era apanajul liceenilor, acum vârsta elevilor care fac absențe a scăzut drastic. La elevii mici, fuga de la școală poate fi o manifestare a fobiei școlare cauzată de o dependență crescută de părinți. La elevii mari, absenteismul este rezultatul unei opțiuni personale. Pentru stoparea fenomenului au fost derulate numeroase programe la nivelul unităților de învățământ din întreaga țară. Județul Olt nu face excepție și se pare că au dat rezultate. Reprezentanții ISJ spun că numărul celor care absentează s-a redus considerabil, cu aproape 20% în primul semestru al anului școlar 2016-2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar 2015-2016. În fiecare unitate de învățământ, în cadrul activităților extrașcolare care se desfășoară, reducerea absenteismului și abandonului școlar reprezintă priorități pentru aceste unități de învățământ, astfel încât se derulează proiecte educative care au ca grup țintă părinți, elevii, membrii ai comunității locale. Fiecare școală are programe adaptate la specificul comunității respective, astfel încât față de anul școlar 2015-2016, în prima parte a anului școlar 2016-2017, s-a observat o reducere a numărului de absențe din unitățile de învățământ. O altă componentă importantă a programelor demarate de autorități rămâne abandonul școlar. Sărăcia, dezinteresul din partea părinților sau absența acestora au dus în ultimii ani la întețirea fenomenului. Cei mai mulți elevi ce renunță la școală sunt din mediul rural, cu toate că nici în mediul urban situația nu este mult diferită. Acestora li se adaugă și elevii care își urmează părinții în străinătate, acolo unde aceștia lucrează. Dacă vorbim despre abandon școlar, vorbim de comunități atât din mediul rural cât și din mediul urban. Nu se poate spune că este un număr mai mare în rural decât în urban. Cazurile sau cauzele sunt cele cunoscute de foarte mult timp. Vorbim de elevi care au părinții plecați în străinătate, vorbim de familii monoparentale sau familii dezorganizate și de comunității unde membrii acestora nu merg la școală până la sfârșitul învățământului obligatoriu. La nivelul Ministerului Educației s-au derulat de-a lungul anilor numeroase programe destinate combaterii absenteismului, dar și a abandonului școlar. În cadrul acestora s-a urmărit identificarea elevilor cu risc de abandon școlar și menținerea lor în sistemul de învățământ, implicarea familiei în viața elevului aflat în situație, dar și implicarea comunității în soluționarea situațiilor de acest gen.